În duminica a doua din postul Sfintelor Paști, obștea monahală de la schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, aflat la cota 1000 pe Transfăgărășan, a primit vizita în al preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie noul paraclis cu hramul soborul Sfântului Ioan Botezătorul, construit la demisolul noii biserici și a vorbit despre legătura dintre tămăduirea sufletească și cea trupească. Doctorul cel din tâi și cel mai aproape și salvator este să credem că Dumnezeu ne vindecă neputința. M-a crezut și Slăbănogul, să știi, păi Slăbănogul nu era un slăbănog de rând ăsta. El a crezut, a auzit despre Iisus, în sfârșit s-a documentat și l-a mers precis că Iisus îl vindecă. Numai că era vindecat neputință, a zis-o și mai mult, i-a iertat și păcatele, asta e. Darul, cadou, i-a făcut Dumnezeu două cadouri. I-a vindecat trupul de neputință și, pe lângă aceasta, i-a întărit prietenii într-o slujire, da? Și i-a iertat și păcatele, care este un lucru foarte important. Deci amândouă și noi, de exemplu, când suntem bolnavi, așa, mai pe jumătate, mai pe sfert, precis avem o problemă. Vindecarea trupului merge împreună cu vindecarea sufletului și vindecarea sufletului merge împreună cu vindecarea trupului. Că sunt amândouă aceste entități, trup și suflet, cum a binevoit Dumnezeu să ne zidească pe noi. Pe lângă construcția noului lăcaș de cult, la schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, în ultimii ani, au mai fost executate lucrări de extindere a corpului de chilii și a fost construită o anexă cu spații de cazare pentru pelerini.